O să fac un scurt preambul în sensul în care a fost o perioadă în care se presupune că n-am transmis foarte multe informații. Asta pentru că încercăm de data aceasta să vorbim mereu lucrurile oficial, ceea ce nu exclude, bineînțeles, o comunicare permanentă. Am fost foarte preocupat zilele acestea de mai multe lucruri. Principala preocupare a fost aceasta de găsire a planului sportiv, de completare a ceea ce înseamnă acum antrenorul principal. Suntem în discuții pentru postul de manager sportiv. O să revin asupra acestui subiect atunci când mă veți întreba. De asemenea, colegii mei lucrează la dosarul de licențiere, un lucru foarte important care ne-a luat mult timp și multă energie, pentru că vorbim despre planuri, vorbim despre idealuri, vorbim despre tot felul de lucruri, dar nu trebuie să uităm lucrurile urgente pe care trebuie să le rezolvăm în scripte. De asemenea, am convocat un audit și asta doar ca să avem o părere sintetică asupra lucrurilor pe care trebuie să le rezolvăm. Așteptând rezultatele acelui audit, bineînțeles că nu avea rost să ne pronunțăm și să facem judecăți de valoare, nici nu aceasta este intenția noastră, ci doar să avem o imagine sintetică asupra felului în care stă clubul și asupra a ceea ce am preluat, să avem efectiv o imagine, privim cu optimism înainte și din acest punct de vedere. Bineînțeles că ne-a preocupat să dezvoltăm planul managerial astfel încât să accesăm fondurile de la primărie și acolo există un demers care ne-a luat mult timp și energie și de aceea poate să fi fost, știu eu, mici rupturi în ceea ce privește comunicarea. Nu avea rost să comunicăm într-o perioadă în care eram preocupați de găsirea unui echilibru. Acum, din fericire, suntem cu pași foarte înaintați în găsirea acestui echilibru. Și acum o să închei acest preambul pentru că marea mea dorință este ca prin venirea acestui antrenor pe care eu îl consider ca fiind unul cu adevărat special, din punct de vedere sportiv, lucrurile să se așeze pe un făgaș care să ne permită să accesăm ceea ce ne dorim, adică o echipă competitivă, o echipă care să se comportă într-adevăr ca un grup, o echipă articulată. Aici Eric Lin, care are propria filozofie, sigur o să vă vorbească despre asta. Și apoi, pas cu pas, să construim ceea ce se cheamă un climat sănătos, o echipă care să funcționeze după expectațiile suporterilor, pentru că este o presiune specială la universitatea, fiind o echipă de un asemenea calibru, suporterii au niște așteptări. Încercăm, ne străduim și o să fim la înălțimea așteptărilor suporterilor, dar și a celor care iubesc universitatea în toată țara. Asta e preambulul. Acum vi-l prezint pe Eric Lincar. Cu siguranță, dumneavoastră, fiind jurnaliști experimentați, știți ce fel de jucător a fost Eric Lincar, știți ce anvergură profesională a avut ca jucător, faptul că a jucat la o echipă titrată din România, faptul că a jucat la echipe din străinătate, asta îi dă dimensiunea de jucător. În ceea ce privește cariera sa de antrenor, mereu echipele la care Eric Lincar a activat au fost echipe de luptători. Echipe care s-au comportat într-adevăr ca un grup, iar asta este marele său merit. Așa că salut venirea lui Eric Lincar, îi mulțumesc că a acceptat oferta mea și îi mulțumesc că deja din prima zi a intrat în pită și a știut să evalueze tot ce se întâmplă la acest club, a avut discuții probabil cu toată lumea din club și cu siguranță și-a format deja o părere. Bine ai venit, Eric, și te rog să spui două vorbe, apoi să răspunzi, Da. bineînțeles, întrebările. Bine v-am găsit. Meritul principal a venirii mele la această echipă este a domnului manager Ovidiu Blag. Îi mulțumesc pentru încredere. Cu siguranță și eu am foarte mult entuziasm pentru că antrenez cea mai titrată echipă din cariera mea de antrenor. Este un club special, un club cu mulți suporteri și asta pe mine mă motivează foarte mult.
După cum spunea și domnul Blag, încerc și voi creiona o echipă de luptători, o echipă care să simtă cu adevărat ce înseamnă tot acest întreg ce se numește Ucluj. Timpul după, am văzut multe speculații în presă, mulți jucători nu mai au contract, sunt foarte puțini cei care sunt sub contract cu noi, dar țin să precizez că aceste lucruri se întâmplă frecvent, mai ales la Liga a doua. În general, jucătorii sunt semnați pe un an de zile și atunci tot timpul apar aceste situații, mai ales în perioada de vară, când se caută jucători, vin mulți jucători și până la urmă să știți că eu am o idee, până la urmă omogenitatea se face prin rezultate. Nu mai suntem în perioada în care să cerem 2-3 ani de omogenitate, să jucăm, să fim omogeni și după aceea, după al treilea an, al patrulea an, să obținem rezultate. Ce omogenitatea trebuie să o câștigăm prin jucătorii care vin din primul joc oficial. Din cam atât am avut eu de spus, acum cu mare drag răspund la orice întrebare. Cam câți jucători o să aduceți? E un număr relativ. Nu pot să vă dau un număr exact, dar cu siguranță vor veni mai mult de 12-14 jucători. Și pe ce posturi? Pe toate posturile. Vă dați seama că sunt foarte updatat cu Liga a doua. Am mulți jucători în cap. Ideea este că unii, este adevărat, sunt poate sub contract, alții sunt liberi, dar urmărim un anumit profil de jucători. În general, profilul să fie jucători foarte buni de Liga a doua. Sunt poate și excepțiile care pot să vină de la Liga 1, dar să fie foarte motivați ca să-și dorească să ajungă din nou la acel nivel. Prefer jucători poate mai tineri, mai luptători, fără experiență mare la Liga 1, dar care să-și dorească cu ardoare să ajungă acolo. Este adevărat, dar momentan, vă dați seama, nu știm nici când începe campionatul ca și dată fixă. Așteptăm de la federație să se decidă o dată, iar noi să putem să avem așa o situație relativă, dar așteptăm o dată fixă ca să ne dăm seama și noi când putem începe pregătirile. Important e în această perioadă să încercăm să aducem jucători. Vom munci foarte mult pe această situație, iar după aceea la reunire sper să am cât mai mulți jucători sub comandă. Cum se autocaracterizează antrenorul? Ce pot să spun? Sunt un antrenor, încerc să fiu cât mai corect cu jucătorii mei și cu toată lumea. Sunt foarte sincer, poate de multe ori enervant de sincer sau chiar naiv, dar sunt un antrenor energic, un antrenor care am așteptări mari de la jucătorii mei, mai ales prin evoluțiile lor în teren și sper prin acest profil al meu să-i motiveze ca să facă performanță la această echipă. Mai există sinceritate? Din punctul meu de vedere, da, eu sunt. Din actualul loc, pe cine ați dori să păstrați? Lucrez aceste zile și mă confrunt cu această problemă, trebuie să-mi fac foarte bine împreună cu cei care au mai lucrat la acest club, chiar cu domnul Mircea Cujucaru, cu Cristi Pojar. Încerc să culeg cât mai multe informații, să-mi fac și eu idee la ceea ce s-a întâmplat. Cunosc jucătorii, vă dați seama, cei care au activat la această echipă, dar în zilele următoare încerc să îmi creionez așa lotul care va rămâne în continuare. Dar trei nume care ați dorit, nu neapărat care ați dorit să rămână. Nu vreau să precizez exact un anumit, să dau un nume, dar cu siguranță vă dați seama că idealul ar fi să încerc să, din actualul lot, oricum știți foarte bine că sunt foarte mulți fără contract, dar cu care trebuie renegociat dacă e cazul. Dar vă dați seama că un nucleu de 6, 7, 8, 10 jucători mi-aș dori să încerc să îl păstrez.
timp cât am rezultate, cred că voi câștiga încrederea tuturor. Iar eu sunt un antrenor care, dacă stau să-mi fac o autoanaliză, tot timpul la nivelul ligii a doua am fost în timpul undeva între primele echipe. Da? Anul trecut, după cum știți, acum 2 ani chiar am fost în play-off și am fost la o secundă, 10, nici nu știu cum să iau, de promovarea în Liga 1. La alte echipe tot timpul am fost pe locul 3-4, am fost acolo, deși n-am avut parte de bugete, n-am avut parte de, eu știu, situl de jucători foarte titrați, dar consider că performanța o faci prin echipă și nu prin individualități. Cum apreciați experiența la Turist și dacă credeți că ați fi dus echipa în Liga 1 în cazul în care nu ar fi existat aceste probleme? Cu siguranță, dacă echipa ar fi reușit să promoveze, cred eu, că am fi fost în aceeași situație cu echipele care au promovat în dauna noastră, să zic așa, gen FC Argeș, care până la urmă a beneficiat de neșansa noastră, nu? Și a promovat la Liga 1, UTA, consider că și acolo, dacă am fi promovat, aș fi avut condițiile necesare să duc acea echipă la Liga 1 la un nivel foarte bun. Urmează al patrulea în care se dorește puteți obligat. Ne promite și poate să puteți promova echipa pentru că în acest moment este dificil. Da, universitatea se limită această perioadă. De ce spuneți asta? Că este dificil. Ani, păi eu înțeleg, dar trebuie să fim corect. Trebuie să fim încrezători, trebuie să fim pozitivi și eu am toată încrederea că voi reuși să creezi aici un spirit, o stare, o echipă care să-și îndeplinească obiectivul. Și știți că chiar la promovare aici e presiune destul de mare în universitate și a fost copil. Să știți că n-am jucat la Avântul Săcele sau la... și în perioada... Eu știu. Corect. Dar ce vreau să zic, am jucat la echipe cu presiune, pot să zic că am antrenat peste tot, sunt suporter, da, că sunt aici mai mulți, că sunt special, da, este în regulă. Dar fiind un fost jucător, antrenor, obișnuit cu presiunea, pentru mine nu este niciun fel de impediment ca să duc această echipă la Liga 1. Pentru domnul Vlad, cum au fost negocierile cu Ionuț Badea și cum a resimțit conducerea faptului că Ionuț Badea nu a mai venit la Cluj? Există și o declarație a lui Daniel Stanciu, din afară pare într-adevăr o greșeală. Dacă este să fi făcut cineva o greșeală, atunci se prea poate să o fi făcut eu. Având însă proprietatea termenilor și mi-amintesc foarte bine prima conferință de presă, am spus atunci despre Ionuț Badea că este cel care urmează să fie noul manager sportiv al echipei. Nu l-am prezentat ca fiind iată-l pe noul manager sportiv al echipei, am spus urmează să fie noul manager sportiv al echipei. Au trecut niște zile, au avut loc niște discuții și așa cum probabil mulți dintre dumneavoastră mă cunosc în spiritul transparenței și a adevărului, au fost niște lucruri care mai degrabă ne-au făcut să amânăm sau să întrerupem la acel moment posibila colaborare. Asta a fost tot. Mai pleacă oameni de oriunde, mai vin oameni de oriunde. Dacă ar fi fost să fie o greșeală, ar fi fost de genul acesta este noul dumneavoastră antrenor al Universității Cluj și are un contract semnat și este noul antrenor și mâine acest antrenor ar pleca. Atunci am putea vorbi despre un antrenor care, deși a semnat un contract, a hotărât sau am hotărât să plece. Acolo era o etapă de tatonări care s-a sfârșit prin plecarea lui Ionuț Badea. Asta a fost. Asta a fost tot. Da, da. Să le luăm sistematic, dar rapid. În primul rând,
planul meu managerial cuprindea o primă vizită la domnii rectori, pentru că așa este structurat acest club, cu un comitet director compus din rectori, mă rog, din reprezentanții celor 6 universități clujene, plus reprezentantul primăriei Cluj-Napoca. Este ca și cum eu am venit într-o casă ai cărei proprietari sunt acești 6 oameni. La ei trebuie să mergi să găsești cheia, să găsești locuința și așa mai departe. Și atunci mi s-a părut logic să fac acest lucru, să mă prezint, să spun cine sunt, să spun ce gânduri de viitor am, să le mulțumesc pentru faptul că, iată, ei au constituit această nouă formă de FC Universitatea Cluj. Doi la mână, am vrut să demantelez o poveste conform căreia toate o realitate, conform toate universitățile ofereau ca sprijin material acei 500 de euro, pentru că asta era în scripte contribuția anuală, și să vorbesc cu domnii rectori și să văd dacă există posibilități ca aceste universități să ne oferă sprijin în servicii. Nu doar că am fost surprins, nu doar că am fost uimit, am fost absolut încântat de faptul că am identificat împreună cu domnii rectori posibilități de a transpune în fapte acest ajutor. Și acum, chiar dacă material ele nu livrează, știu eu, o sumă de bani, serviciile lor însumate, ca să merg pe repede înainte, la UMF, servicii medicale și așa mai departe, investigații medicale, locuri în cămin, am vorbit cu doamna rector Buzoianu, am identificat locuri în căminele UMF și așa mai departe, la USAMV, la domnul rector Cătoi, am găsit înțelegere pentru ceea ce înseamnă pachete de mâncare pentru juniori, pentru seniori, locuri de cazare. La Universitatea Tehnică avem o listă, vorbim de ce am identificat, de 2 autocare, de locuri în care se poate servi masa, sunt niște locuri foarte bune de servit masa la Institutul Politehnic. Bineînțeles, la Universitatea Babeș-Bolyai, despre tot ce înseamnă parcul Babeș și locuri în cămine și așa mai departe, și mi-am făcut acele vizite pentru că asta mi-am propus. Da? În ceea ce privește comentariile, este singurul loc unde eu personal am oprit comentariile, pentru că nu mi se părea normal, ați văzut că putem fi atacați din orice parte și din orice direcție, dar într-o postare oficială despre o vizită la o universitate și la oameni de anvergura unui rector, m-am gândit, și dacă am greșit, asta este, eu am greșit, că nu e momentul acolo, la o postare. E ca și în presă, în care noi scriem despre un avion căzut și cineva scrie despre o barcă eșuată. Ok, subiectul era avionul căzut. Comentariile mi-a... Am avut îndoiel că se vor referi doar la avionul căzut. Și n-am vrut să expun persoana domnilor rector la niște comentarii despre fotbal sau despre altceva. Era o vizită, există și ziare care n-au comentarii. Patronul ziarului hotărăște că nu dorește să pună comentarii. Acum nu știu dacă poate fi o îngrădire a dreptului de exprimare, dar până la urmă poate fi și dreptul patronului să oprească comentarii la ziarul acela, nu? Asta e povestea, pe scurt. Da, deci este o chestiune care se întâmplă în fotbal. În fotbal există o lipsă de cash flow la un moment dat, da? Deci aștepți niște bani și ei nu vin în momentul în care dumneavoastră aveți nevoie. Să zicem ca la ziar, când îți spune patronul o să-ți primești salariul pe martie, în 17 iunie. Și o să fii un pic supărat și până la urmă o să-ți primești banii. Din experiența celor care au condus clubul acesta și din ceea ce mi-au relatat, la Universitatea Cluj n-a fost niciodată problema ca un jucător, un antrenor sau cineva să plece de aici neplătit. Am preluat acest bun obicei și la despărțirea amiabilă de domnii antrenori și așa o să facem și cu jucătorii, toți jucătorii își vor primi banii. Adică eu vreau să fac pauzele acestea de cash flow, să le fac, organic, nu vreau să cer de undeva niște bani împrumut ca să plătesc niște jucători, să cer să fie problema mea să dau acei bani. Nu, vreau să se întâmple lucrurile logic. Nu sunt bani acum, vor fi poimine. Nu sunt poimine, vor fi peste 8 zile. Dar nu este un colaps financiar așa cum am văzut scris în ziar.
Adică să fim serioși, nouă în 25, undeva în luna iunie, bănuiesc, ne intră alocarea bugetară sigură de la primăria și Consiliul Local. Adică, să mă ierte Dumnezeu, nu cred că din acei bani o să spunem nu mai putem plăti jucători. Bineînțeles, că acum să revin la întrebarea domnului Olar. Deci, în momentul în care, să spunem, aportul universităților în servicii e cifrat, dau din burtă o sumă la 40.000 de euro, da? Servicii de 40.000 de euro. Asta înseamnă că deja 6 universități oferă servicii într-o sumă considerabilă. Și atunci, bineînțeles că asta o să fie și preocuparea mea acum, să reiau toți sponsorii care, pe care îi avem și să am discuții, pe care le-am și demarat, de altfel, și cu brio, să vorbesc cu cei care nu mai dau banii universității, să vedem de ce nu mai dau și să încerc să îi determin să dea în continuare și să descoper noi sponsori. Pentru că noi suntem, cum ar veni, garanția. Nu mă exclud, să zicem, din ecuație. Faptul că a venit el, faptul că vorbim cu vechii reprezentanți ai acestui club, Pojar, Cojocaru, Goga, așa mai departe. Noi vrem să arătăm că împreună suntem U Cluj. Asta înseamnă pentru un investitor probabil o garanție, că acest club este în mâna unor oameni ambițioși, responsabili și care știu ce se întâmplă la acest club. Adică n-am venit de pe Marte eu cu el și să nu mai vorbim cu cei care știu. Stau aici de o grămadă de ani. Cristi Pojar, Cojocaru, Goga, alți jucători cu care am luat legătura, alți oficiali. Și asta vrem să transmitem investitorilor. Da, aici suntem un grup. Și prin venirea lui, iarăși mă exclud din ecuație. Noi asta vrem să facem aici, un grup de monolit. Cei care vorbesc pe la colțuri, să fie mai puțin cu unul, mai puțin cu doi și la sfârșit să nu mai fie niciunul. Adică dacă avem ceva să ne spunem, să ne spunem în față. Nu să ies eu de aici și Eric Lincar să spună, da, dar știți, cu Ovidiu Blac, de fapt, n-a fost chiar așa negocierile, că de fapt n-au fost așa. Știți? Asta e. Eu cu el am avut o înțelegere, el a rămas siderat, zice, e prima oară în fotbal când noi vorbim de un număr de zile și nu s-a aflat numele lui decât, mă rog, cu 5 zile mai târziu decât a doua zi, să spunem așa. Și asta vrem să transmitem, adică un soi de confidențialitate, pentru că e ca și cum noi acasă pățim ceva și ne aducem problemele și știe toată lumea a doua zi. Adică de-aia trebuie să rămână în casă. Asta ne excluzând comunicarea. Din asta, vă dați seama, am jurnalist, adică pot să comunic cât vreau eu și pot să comunic la nesfârșit. Puteți să mă sunați noaptea la 12. Perioada asta n-a fost de comunicat, a fost de așeza lucruri. Licențiere, dosare, aducerea antrenorului, știți? Că altfel păream un manager sportiv, un manager general care a venit să dea declarații. Despre ce să fie declarațiile? Despre ce fericit sunt că am ajuns aici? Pentru domnul Lincar, ce staff veți avea și cum vedeți colaborarea cu un manager sportiv care va fi primit? Mă gândesc că știți. Da, despre staff sunt unii dintre colaboratorii mei care încă sunt la alte echipe și aștept să se încheie sezonul competițional, plus despre managerul sportiv sau directorul sportiv, nu știu ce managerul sportiv, da, eu chiar îmi doresc, mai ales că această funcție a fost ocupată și în trecut. Eu cred că am deschiderea și chiar îmi doresc să lucrez cu oameni tineri, oameni care să se implice 100% în fenomenul U Cluj și cu siguranță oameni care știu ce înseamnă U Cluj. Eu nu împac pe nimeni. Da, nu, sincer, nu. Scopul nostru, corect, dar scopul nostru, cum spuneam, încercăm să fim foarte transparenți. Încercăm să implicăm pe toată lumea care a jucat pentru acest club, a suferit pentru acest club și așa consider că este normal și să nu vină alte persoane din exterior sau din alte părți care
s-a considerat sau se poate considera că știu mai bine să facă lucrurile decât cei localnici. Tot timpul am mizat pe acest lucru și la celelalte echipe unde am fost, mi-a plăcut să colaborez și să lucrez cu oamenii locului. Sincer, mi-aș fi dorit... Pentru că e și o antipatie între universitate și alte echipe din... Corect, dar vedeți aici situații în care mulți jucători au jucat la aproape toate echipele din Liga 1. E dificil ca jucător, mai ales că perioada de a juca e destul de scurtă în fotbal, nu? Ai 10 ani, 12 ani, după care încerci să o iei pe altă cale. Mulți o iau și continuă în fotbal, alții continuă în alte domenii. De aceea, important e până la urmă, ca și antrenor, da, doresc să lucrez la cluburi deosebite, la cluburi mari și să fac performanțe. Dar nu cred că are vreo legătură ceea unde am jucat. Mi-aș fi dorit să joc și la Cluj. Mi-aș fi dorit să joc oriunde, unde să fi câștigat campionate, cupe. Până la urmă, așa am fost crescut și asta îmi doresc. Și ca antrenor îmi doresc, la un moment dat, sincer vă zic, pe lângă faptul să câștig un campionat la Liga 2, să câștig și un campionat la Liga 1. Pentru asta fac această meserie, pentru asta sunt tot timpul disponibil să merg oriunde în această țară, nu am o problemă, da, știu, am familie, am copii, înțeleg situația, dar e pasiunea mea și meseria mea, care vreau să o fac cât mai mult timp posibil. Ați clarificat ceva? Ați jucat la Steaua sau la FCSB? Puneți o întrebare sincer. Sunt dezamăgit de această situație care s-a întâmplat și la Dinamo, au două echipe și Rapid aveau vreo două, trei echipe și Steaua. Toată această situație ce a fost în fotbalul românesc, de ce nu s-a întâmplat și în Bulgaria, de ce nu s-a întâmplat și în, facem parte din aceeași zonă, să zic, în Ucraina, nu? În, doar la noi s-au întâmplat toate aceste chestii. Cred că au fost niște... Poftiți? Sunt? N-am știut. Adică, deci a mai fost un caz, dar totuși mi se pare destul de grav să ajungem în asemenea situații în care se găsesc pârghii prin care se pot crea două, trei echipe. Zic eu, ar fi fost poate dureros și pentru această familie din Cluj a universității la un moment dat să devină două echipe. Cred că nimeni n-ar mai fi înțeles nimic. A fost? Deci... Suntem speciali oricum. Vreau să vă întreb dacă credeți sau sperați că veți trebui la cartea de tot la oricum banii în pentru că se discută acest proiect la nivel. Da, chiar îmi doresc și îmi doresc în același timp, vă dați seama, și în fotbal noi, ca antrenori, ok, să se vaccineze toată lumea și să nu mai fim obligați să fim testați din două în două săptămâni, adică lucrurile să revină la normal. Din păcate nu pot să vă spun, dar știu că a fost o cheltuială, dacă nu împovărătoare, o cheltuială neprogramată, ca să zic așa. Da, aici principalul subiect de fapt rămâne fiind obligat să jucăm cu jucători de 2003 la nivelul Ligii a doua, vă dați seama că voi pune mare accent pe acest lucru și deja chiar am vorbit cu antrenorii de la U19, U17 să văd ce jucători ar fi eligibili, plus încercăm să găsim cei mai exponențiali care, din punctul nostru de vedere, pot să facă față la nivelul Ligii a doua. Fotbalul l-a dor așa de mult încât la o partidă de tenis cu piciorul am plecat pe minge și am avut neșansa ca să mi se rupă tendonul lui Ahile. Toată viața am jucat fotbal, 13 ani și n-am avut nicio accidentare așa de gravă, dar încă o dată demonstrează ce înseamnă antrenamentul. Sau lipsa lui, exact, și în momentul respectiv. Dar e o situație peste care am trecut. A, e normal, cred că pentru...
Da, pentru fiecare antrenor sau vă dați seama, în momentul în care este investit la o formație, primește tot felul de mesaje de încurajare, de le apreciez, am încercat să răspund la cât mai multă lume. Fenomenal. Dacă nu mai aveți întrebări, vreau să transmit un mesaj de final înainte să facem o fotografie, să imortalizăm momentul. În legătură cu relația pe care mi-o doresc una specială cu dumneavoastră și mai ales cu suporterii, am în plan, nu o dezvolt acum, dar am în plan ca aceste comunicări să fie nu deschise, foarte deschise. În ceea ce privește relația cu suporterii, am primit multe felicitări. Am avut stomacul destul de tare, am rezistat destul de bine, zic eu, dar intenția mea e alta. De acum e gata, e momentul zero, avem partea sportivă, o completăm cu managerul sportiv, din relația cu suporterii, la modul, la orice mod de fapt, că vreau să spun la, într-un mod organizat, în orice mod ar fi, eu o să... O să întrețin această relație, conștient fiind de faptul că acolo există mai mult decât suporteri, există unii cu idei punctuale, avizate, de care ar fi culmea să nu ținem cont. Și mă gândesc punctual să preiau de acolo și în același timp să mă fac înțeles acolo, pentru că noi suntem preocupați de binele Universității Cluj. Ceea ce spuneați despre trecutul sportiv al lui Eric Lincar e o dovadă în plus că nu astea contează. Contează faptul că lui nu-i suflă nimeni în ciorbă. Am vrut să aduc un astfel de antrenor căruia să nu-i suflă nimeni în ciorbă. Am vrut ca în jurul lui să existe această acceptare din partea unor embleme ale Clujului și n-am făcut niciun demers ale Universității Cluj. N-am făcut niciun fel de intruziune în asta, dar am văzut că s-a întâmplat organic acest lucru. Stau, vorbesc, asta înseamnă că sunt deja în 3 zile niște pași pe care alții poate le-ar fi făcut în 3 luni. Și felul deschis în care îi se vorbește de către cei din club și faptul deschis în care el le vorbește acestor oameni, îmi dau mari speranțe că în sfârșit o să putem să ne privim în față și când vrem să spunem ceva, să ascultăm și să mergem mai departe, nu să tăcem și când ieșim din această încăpere să ne manifestăm nemulțumirile sau alte chestiuni colaterale. De-aia mă bucur de acest, fără să-i fac un laudațiu, dar de acest profil de om ca antrenor, eu sunt extrem de mulțumit. Echipa când se va reuși? Am discutat despre acest subiect și mai devreme. Momentan așteptăm să vedem decizia Federației ca și dată când va începe campionatul Ligii a doua. Da, acum încercăm să punem și aceste lucruri la punct și pe care le vom rezolva cu siguranță. Domnul Vlad, ne puteți spune ceva despre buget, nu neapărat cât va fi, dar va fi mai mare decât actual, mai mic, dar... De fiecare dată, am stat cu Eric să vorbim despre asta, de fiecare dată când am creionat acest buget și împreună cu el ne-am uitat peste, e un buget care... cum să vă spun, nu e nepotrivit pentru dorințele noastre actuale. Adică nu e unul în care, să spunem, ne prindem urechile peste puțin timp. Ba, mai degrabă, e unul care îmi permite mie și altora mai deștepți decât mine să începem să atragem noi investitori, să atragem investitorii spre acest club și bănuiesc că atunci el va fi conturat. Adică ok, el este acum așa, dar dacă lucrurile organic funcționează și aici noi reușim să transmitem zi de zi sentimente de încredere, atunci cu siguranță lumea se va întoarce și din punct de vedere al investițiilor cu mai mult interes înspre universitatea. Există chiar și o listă și făcută de vechea, să zicem, vechea conducere, mie nu-mi place să spun asta, există deja niște întâlniri pe care în răstimpul ăsta scurt pe care l-am avut la dispoziție, totuși am reușit să mi le programez. Deci nu mi se pare ceva că am făcut spectaculos, dar totuși oarecum
Interesant a fost faptul că în câteva zile, uite, luni o să am o întâlnire, am avut o întâlnire astăzi, adică nu, e ceva care începe să îmi dea încredere că și din acest punct de vedere bugetul va fi completat, să zicem, din mers. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare, dar am încercat. Mulțumim!